Bine v-am regăsit, sunt Ionuț Gheorghe și începe Inspiră România. Suntem în continuare cu ochii pe Ucraina și pe războiul început de Rusia, iar astăzi discutăm despre problemele pe care le creează acest conflict în regiunea noastră, dar nu numai. În ultima perioadă tot auzim discuții despre prețuri mai mari la alimente, mai ales la pâine și ulei, și toate acestea ar avea legătură cu ceea ce se întâmplă în statul vecin. Vor crește prețurile în perioada următoare? Este întrebarea de pe buzele tuturor românilor. Discutăm despre toate acestea cu invitații mei. În platou se află Florin Constantin, consultant agribusiness. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua. Și domnul Mihai Rezanu, fermier. Bună ziua. Vă mulțumesc că ați venit la noi. Înainte de a începe această discuție, ne uităm spre Palatul Cotroceni. Președintele Poloniei, Andrei Duda, este în România și a fost primit de Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp. Așteptăm declarațiile celor doi. Din moment în moment le vom transmite în direct aici pe TVR1. Bun, ne întoarcem la discuția din platou. Grâul s-a scumpit, porumbul s-a scumpit, floarea soarelui s-a scumpit și am văzut că uleiul a devenit așa un produs extrem de căutat. Chiar a dispărut de pe rafturile magazinelor. În continuare am văzut că sunt mesaje de avertizare, cumpărați doar 5 sticle de fiecare persoană. Cât depindem noi de importurile din Ucraina și din Rusia? Pentru că despre asta este, de fapt, discuția. Am văzut niște cifre, 70% din grâul Turciei este importat din Rusia, 60%. Cel al Egiptului vine tot din Rusia, iar China și Coreea depinde porumbul ucrainean. Cât importă România? Și încep cu dumneavoastră. România este o țară mare exportatoare de cereale și plante oleaginoase. Mulți o deplâng, mulți o aplaudă. Depinde în ce poziție pe lanțul de valoare agricol suntem. Agricultorii români sunt foarte bucuroși că pot exporta și România este o destinație de export recunoscută la nivel mondial. Avem clienți tradiționali în Nordul Africii, în Orientul Mijlociu. Suntem foarte performanți, chiar dacă nu suntem cea mai mare țară din punct de vedere agricol la Marea Neagră. Suntem așadar un competitor pentru Ucraina și Rusia la exporturi. Importăm foarte puține cantități, un pic de porumb spre sfârșitul ciclului vegetativ, chiar înainte de recoltă, din motive tactice. Avem niște procente, cam cât importă România? Sunt cantități foarte mici, cred că undeva la 10%, dar sunt ajustări tactice legate de comerțul intracomunitar. Nu suntem o țară care să depindem la materia primă agricolă de importuri, slavă Domnului. Importăm însă multă hrană procesată. Acesta o să discutăm și despre asta. Din Uniunea Europeană, care este partenerul nostru. Aici sunt niște vulnerabilități ale noastre ca organizare a sectorului agroalimentar. Noi importăm sub 10% cumva din materia primă. Da, sunt aprecierile mele aproximative. Cu cât s-a scumpit floarea soarelui în ultima perioadă, ce creștere avem? Campania de recoltare din 2021, floarea soarelui s-a dublat ca preț. Ok. Dacă în perioada de campanie de recoltat se vindeau floresorile în Port Constanța în jur de $500, astăzi discutăm de aproape $1000. Deci dublu. Dublu. Lucrul ăsta nu neapărat că este influențat de cererea mare, ci de oferta scăzută care este în momentul de față în piață. Noi, ca și țară, nu cred că am importat cantități foarte mari de semințe de floarea soarelui. Au fost doar în anii foarte grei pe care România i-a avut din punct de vedere al producției. Anul trecut, mă refer la campania 2020-2021, s-a importat la un moment dat un vapor de floarea soarelui din Argentina spre sfârșitul sezonului în aprilie. Deci nu vorbim de cantități industriale. Nu sunt cantități industriale. România, în momentul de față, consumă aproximativ 200.000 de tone de ulei. Este necesarul României. Iar noi producem semințe de floarea soarelui 3 milioane de tone. Deci un raport... Deci 200.000 de tone de ulei se produc aproximativ din 600.000 de tone. Până la 3 milioane... De unde această panică? Toată lumea s-a dus în magazine și a golit rafturile cu ulei, că rămânem fără ulei. Dacă rămânem în scenariul ăsta de panică, isteria o să capete proporții gigantice. Bun, încercăm să înțelegem de unde a pornit această isterie și dacă avem de ce să ne îngrijorăm în perioada următoare. Domnule Constantin. Lucrez în mod direct cu principalii procesatori de floarea soarelui și de rapiță din România. Chiar săptămâna trecută
a fost într-un training cu echipa lor, ei pregătesc campania următoare, uzinele din România sunt bine aprovizionate. Nu cred că va fi o problemă pe uleiul vegetal sub nicio formă, cel puțin până la noua recoltă. Acum, anul agricol care a început, vedem, va fi secetă, nu va fi secetă, dar e prea devreme să tragem o concluzie. Uzinele sunt aprovizionate. Aș putea să vă răspund cu o întrebare, dar dacă avem o panică de moment pe ulei, de ce am avut una pe carburant imediat înainte? Cred că răspunsul se află în criza la nivel regional, da, care ne impactează psihologic. Dar nu există un fundament economic pentru aceste nici fluctuații de preț, nici penurii, așa. Avem probleme cu, adică, pentru că ați adus în discuție fluctuația de preț. Au crescut prețurile la ulei, de exemplu? Eram deja pe un trend de creștere a materiilor prime înainte de finalul anului, când criza din Ucraina era departe de a se fi concretizat. Ține de aspectul anului 2021, an cu o inflație generalizată. România a înregistrat o inflație de 8,2% a prețurilor și la nivel de cereale, nu numai în România, pentru că cereale sunt, prețul lor este regularizat, să spun, sau e dictat de jocul burselor, în special bursa europeană Matif Euronext și bursa de la Chicago. Era o tendință inflaționistă semnificativă pe prețul tuturor materiilor prime. Practic, aș putea spune, criza din Ucraina doar a făcut să amplifice această ceea situație. Ceea ce știam deja. De exemplu, la grâu, în perioada crizei, am avut o creștere de 30%, dar acest trend crescător era foarte bine antamat încă de la finalul anului. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Noi vedem deja că după această panică... Lucrurile s-au calmat, cei drept, adică am văzut că există suficient ulei în supermarketuri. Dovada este la raft, în primul rând. Apar disponibilități și din partea Ucrainei, chiar aflată într-o situație de asediu complicată, de a exporta, în loc să exporte pe Marea Neagră, să exporte pe tren anumite cantități. Asta domolește ardoarea investitorilor speculativi din bursă și prețurile deja cumva au cunoscut o plafonare în ultima săptămână. Ce se poate întâmpla este dificil de spus, pentru că din mai multe motive Ucraina are încă stocuri foarte mari de marfă, da, din recolta trecută pe care nu a putut să le exporte. Ucraina nu exportă semințe de fasole cum facem noi, ci ulei brut, dar și grâu și porumb, cantități semnificative. Aici se poate crea o anumită discrepanță pe piața exporturilor, dar e o oportunitate pentru România care se poate insera în locul acestor exportatori, Rusia și Ucraina. Depinde de ce se întâmplă cu culturile de toamnă, grâu, rapița, care sunt acum. Asta e o întrebare. Și aici aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, domnule Rezeanu. Cum stăm cu culturile în acest moment? Culturile în acest moment stau foarte bine, în punctul de vedere agronomic în România. Dacă se mai pot face schimbări pe grâu, nu se mai pot face absolut niciun fel de schimbare. Asta voiam să vă întreb. Deci aici schimbările se pot face pentru culturile de primăvară, să diminuăm suprafețe de porumb și să creștem suprafețele de floarea soarelui, asta în condițiile în care oferta va fi din ce în ce mai mică și cererea din ce în ce mai mare. Dar și aici să știți că suntem limitați din punct de vedere agrotehnic, din asolamente, din rotația culturilor. Noi nu putem să schimbăm acum suprafețe foarte mari să le trecem din floare în porumb. O să mă întorc la discuția aceasta, însă o am pe doamna Elena Matescu, avem pe doamna Elena Matescu, directorul Autorității Naționale de Meteorologie, este în direct cu noi. Bună ziua, doamna Matescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, pentru că discutam aici despre ce se va întâmpla cu culturile în perioada următoare. Cum arată vremea, aș vrea să ne spuneți, dacă o să avem precipitații în această primăvară sau doar soare, pentru că am observat că vremea s-a îmbunătățit destul de mult. Într-adevăr, o vreme în încălzire pe parcursul acestei săptămâni. Am înregistrat de altfel în această după-amiază deja 21 de grade Celsius în partea de sud-vest a țării. În partea de vest, sud, sud-est și chiar est a țării, valori care au depășit 15-18 grade Celsius. Și această vreme mai caldă față de ultima decadă a unei luni martie în țara noastră va continua cel puțin până la sfârșitul acestei luni. Din punct de vedere al regimului de precipitații, din păcate vorbim de un deficit accentuat și în luna martie, așa cum s-a întâmplat și pe parcursul ultimelor două luni din acest an, ceea ce face ca, într-adevăr, în bună parte din țară, mai ales în Moldova, în Dobrogea, în
Muntenia, în partea centrală și estică a Transilvaniei sau în centru și sudul Olteniei, precum și local în partea de vest a Banatului și a Crișanei, să înregistrăm la acest moment diferite grade de aprovizionare cu apa solului, seceta pedologică fiind una moderată și puternică. Deci în aceste zone din sud-estul țării, am înțeles bine, doamna Matescu, de la dumneavoastră, avem un deficit? Într-adevăr, jumătatea estică, dar mai ales Moldova, Bărăganu, Dobrogea, cunoscute ca de altfel fiind zonele cele mai predispuse la insuficiența apei în sol, înregistrăm și la acest moment deficite de apă, pentru că, așa cum menționam, ultimele trei luni au avut, mai ales în această parte a țării, valori de precipitații lunare sub normele caracteristice. După o lună de toamnă, de asemenea, care a înregistrat în aceste zone deficite de precipitații, exceptând luna decembrie, ne amintim, a doua lună cea mai ploioasă din istoria măsurătorilor în țara noastră. Până acum a fost destul de frig, doamnă Matescu. Aș vrea să-mi spuneți, primăvara asta, cum se anunță? Adică știu că dumneavoastră aveți diferite prognoze. Da, astăzi am actualizat datele pentru intervalul 21 martie, 18 aprilie și, așa cum menționam, cel puțin până la sfârșitul lunii martie, vorbim în continuare de un semnal din perspectiva regimului de precipitații deficitar, o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în regiunile extracarpatice și vorbim chiar și din punctul de vedere al primei decade din luna aprilie, a doua lună de primăvară, de o vreme în încălzire, pentru că în medie pentru fiecare din săptămânile 28 martie, 4 aprilie, 4, 11 aprilie, valorile de temperaturi se mențin la abateri, la nivelul unor abateri termice pozitive, în special în partea de sud, sud-est și est a țării și de-abia din 11 martie, în săptămâna 11 aprilie, 18 aprilie, să vorbim de valori de precipitații apropiate de normal. Sigur că vom actualiza aceste date prin prognozele pe termen foarte scurt și mediu și vom reveni cu date noi. Mulțumesc mult, Elena Mateescu, directorul Autorității Naționale de Meteorologie. Ne întoarcem la discuția de aici din platou. Domnule Rezeanu, cum stăm cu stocurile? Spunea doamna Matescu că se anunță o primăvară cu temperaturi ridicate. Noi ne-am mai confruntat cu ani din aceștia secetoși, nu este pentru prima dată. Cum stăm cu stocurile? Toată lumea se întreabă, România are stocuri suficiente ca să treacă peste această perioadă grea și, spuneam, amplificată de tot ceea ce se întâmplă la nord de țara noastră? Deci, până la campania de recoltă mai sunt 4 luni. Cred că în România, în momentul de față, sunt stocuri suficiente ca să putem să trecem peste perioada asta. Acum, stocurile, este foarte greu de evaluat nivelul stocului în România. Există o procedură prin care Ministerul Agriculturii, prin Direcțiile Județene de Agricultură și Dezvoltare Rurală, au analiza stocului, se informează despre nivelul stocurilor, dar numai în spațiile depozitate, care sunt autorizate și care sunt înregistrate în cadrul Direcției de ADR-ului. Sunt enorm de multe stocuri în spații neautorizate, pe care nimeni nu poate să le cuantifice, dar care la un moment dat vor deveni comerciale și vor ajunge în piață. Vor ajunge în piață la niște prețuri mai mari? Vor ajunge în piață la prețul pieței. Din acel moment? Din acel moment. Dar ele nu pot fi cuantificate. Deci astăzi noi nu putem să știm un stoc exact pe care se bazează România la nivelul ăsta. Se justifică în acest moment aceste creșteri pe care le vedem în piață? Am văzut un material făcut de colegii mei de aici de la știrile TVR. Pâinea a crescut, prețul pâinii a crescut, covrigul care până acum ceva timp se vindea cu 1,50 lei, acum am văzut că unele covrigării îl vând cu 2 lei. Sunt justificate aceste creșteri? În opinia mea, nu. Cred că ne-am grăbit sau actorii de pe lanțul respectiv de panificație s-au grăbit să repercuteze prețurile la un nivel superior prețului de cost. Aici nu vreau să comentez foarte mult. Într-adevăr, au avut creșteri mari și din perspectiva energiei, pentru că la ora actuală în pâinea produs finit sau în covrig, paradoxal, dar făina nu este ingredientul principal. Este unul undeva sub 50%, pentru că intră manoperă, intră distribuție, energie, utilități și așa mai departe, care toate au cunoscut o creștere exponențială în ultima vreme, chiar înainte de criza din,
din Ucraina. Ce vreau să vă spun este că am observat o dinamică aici în discuție. Dacă am pornit de la această panică de moment creată de situația geostrategică și de ce se întâmplă în Ucraina, încet, încet am alunecat spre frica de secetă. Este sabia lui Damocles cu care trăim deasupra capului de foarte multă vreme în agricultura României. Aproape 4%, 5% maxim este suprafață irigabilă, nu neapărat irigată efectiv, din multe motive, nu mai stăm să intrăm aici, am ratat o șansă mare. Am discutat tot. An de an le discutăm. Discutăm și nu ne pare rău de secetă decât când se întâmplă în anii buni, pentru că anul 2021 a fost un an extraordinar din punct de vedere agricol, cel mai mare an de producție agricolă din istoria României. 32 de milioane de tone de cereale și plante tehnice. Nu s-a mai registrat niciodată un astfel de nivel. De asta spun că vin stocurile. Nu cred că trebuie să ne facem mari griji. Este însă această problemă a secetei care ne amenință în fiecare an și parcă nu scăpăm de ea. Bun, acum trebuie să ne uităm ce s-a întâmplat toamna trecută, ce s-a întâmplat în această iarnă. Așa cum am văzut cu toții, iarna a cam dispărut, adică nu a existat, nu a existat zăpadă. Ne putem pune o întrebare, că de la an la an lucrurile se tot schimbă. Noi vorbim aici la Inspiră România, inclusiv despre încălzirea globală și despre efectele pe care le are în agricultură. Ce estimări aveți pentru acest an, domnule Rezeanu? No, trebuie să fim optimiști. Noi ca și agricultori, noi suntem tot tipul optimiști, că altfel ne-am fi lăsat de mult de agricultură. Asta este primul dumneavoastră, criteriu. De exemplu, asta irigați? Aveți cu ce să irigați? Da, noi irigăm. Noi irigăm o suprafață considerabilă din fermă. Dar nu e neapărat o regulă să se irige ca să avem rezultate bune. Într-un an, cum a fost anul 2021, producția a atins apogeul, cum a spus și Florin mai devreme, în România. Deci de aceea nu trebuie să ne facem noi griji pentru stocurile din România sau pentru securitatea alimentară a țării. Anul ăsta se anunță, da, un an cu deficit. Am văzut de că apă. Sunt niște comentarii care ar trebui chiar discutată în ce se atea această problemă. Asta pentru că spuneați, vorbeați despre securitatea alimentară a țării. În primul rând, orice decizie ar trebui fundamentată pe date. Dacă discutăm pe date și avem date certe și acuratețea lor nu poate fi pusă la îndoială, atunci, când avem nivelul stocului din România, putem să discutăm despre aceste... Nu știu, poate vom fi tentați, pentru că spuneați ceva mai devreme, acum Rusia nu mai exportă, Ucraina nu mai exportă, nu vom fi tentați oare noi să exportăm mai mult? Ba, da. Asta pentru că prețurile... E o variantă bună, nu, asta? Noi, teoretic, ar trebui, între ghilimele, să fim oportuniștii războiului. Ok. Este evident că... Adică la să ne vedem interesul nostru. Da, trebuie să ne vedem și interesul nostru. Noi, ca fermieri, ar trebui să beneficiem de prețurile astea mari care sunt acum pe piața globală și să oportunitatea asta să nu o ratăm. Logistic, noi putem să facem față la tot exportul și la toată cererea mare care vine din Orientul Mijlociu. Nu putem să, de exemplu, noi nu putem să suplinim cererea Chinei, de exemplu. Da. Pentru că noi nu avem acorduri comerciale pe produsele agricole cu China. Dar pentru noi, Ucraina și Rusia erau competitori direcți pe piața globală. Libanul, de exemplu, ar fi... Și Libanul și tot Orientul Mijlociu. Sunt oportunități. Adică această țară, de exemplu, este dependentă de importurile de materii prime agricole din Rusia și Ucraina. Da. Evident, noi în momentul de față, noi trebuie să fim oportuniști și să beneficiem de toată această cerere crescută și nu văd de ce nu am face-o. Dar n-ar trebui să fim și cumpătați, adică să nu trimitem totul afară? Deci fundamentele trebuie făcute baza datelor pe care le avem. Mi-ați făcut dumneavoastră mai devreme un calcul cu producția de floarea soarelui și producția de ulei și consumul pe care îl are țara noastră. M-aș uita un pic la pâine, pentru că vorbeam mai devreme că prețurile au crescut în ultima perioadă. Cu cât vindem un kilogram de grâu și cu cât importăm aceste produse de panificație care sunt prin toate magazinele, inclusiv pâinea care a fost congelată și este băgată în cuptor. Haideți să ne uităm la cantități. România cultivă cereale păioase pe 2 milioane jumate de hectare, din care grâul este aproape 2 milioane de hectare. Cred că în 2021, dacă nu mă înșală memoria, am produs în jur de 10 milioane de tone. Consumăm 2, maxim 3. Restul este excedent, care trebuie să meargă pe piața internațională, pentru că marfa se depreciază. Nici grâul deci 7-8 milioane merg la export. Grâul este principalul nostru produs la export.
Este un produs foarte apreciat. Și atunci de unde creșterea? Adică creșterea, nu avem o problemă atunci. Nu, nu avem o problemă, însă prețul, din păcate, nu e făcut la Brăila sau în Teleorman. Prețul este făcut la bursele internaționale. Avem o bursă europeană, MATIF Euronext. Nu avem o cotație bursieră și aici e o mare problemă a noastră în agricultură, că nu avem o cotație bursieră pe versantul estic al Europei, în Marea Neagră. Noi trăim și un paradox sau o mică schizofrenie ca țară agricolă, pentru că după Brexit am devenit a cincea cea mai mare țară agricolă din UE. Suntem și beneficiari de subvenții și importator net de hrană procesată de acolo și cumva analiștii văd asta ca un joc cu rezultat zero. De ce am ajuns aici? Adică... Sunt niște deficiențe structurale și cred că țin de reforma agriculturii, care nu s-a făcut în ultimii 30 de ani. Noi nu avem o strategie agricolă. Provoc pe oricine responsabil în acest sector în România să-mi spună care e strategia agricolă pe următorii 30-50 de ani a României. Și chiar dacă putem avea niște idei, am constatat că nu există o coerență. Dar ce vreau să vă spun e că noi nu suntem un trendsetter. Noi nu putem să impactăm cu aceste 10 milioane de tone de grâu piața, nici măcar din plan regional, pentru că în plan regional ne batem pe piețele de export din Orientul Mijlociu cu Ucraina 32 de milioane de hectare, noi având 10, sau cu Rusia 123 de milioane de hectare, chiar și Turcia are peste 20 de milioane de hectare, din care multe sunt cerealiere. Și atunci ne dăm seama că imediat în această Mare Neagră, care este un rezervor de cereale la export, suntem un challenger, suntem un actor mediu spre mic. Și oportunitățile pentru un actor mic sunt tactice, nu strategice. Și atunci noi urmăm niște prețuri care sunt fixate de cerere și ofertă la nivel global. E paradoxal acest preț. El începuse acest trend crescător pe fondul inflației post-criză COVID. Da. Și în condițiile în care la grâu și la porumb, de exemplu, vedeam că avem peste jumătate stoc global estimat la această oră, peste jumătate din producția anuală. De fapt, adică practic putem să nu producem jumate din cantitate și tot am avea ce să mâncăm la nivel global. E o situație fără precedent. Stăm pe cele mai mari stocuri de cereale la nivel global din istoria omenirii, chiar cu creșterea populației. Acum problema este că unii nu au acces la ele și alții fac risipă alimentară. Asta este injustiția sistemului. Dar profită unii de toată această situație? Cred adică că prețurile există. Acestea sunt inclusiv crescute artificial? Este un fenomen de speculă, într-adevăr, pentru că pe aceste burse sunt și actori pur financiari care au poziții doar pentru motive de speculă, fac day trading, ei nu se uită la fundamentele economice, însă aici avem o limită a sistemului. Limita sistemului sunt salariile noastre, sunt veniturile care nu au așa o elasticitate să urmeze toate fluctuațiile bursei. Și la un moment dat cererea scade pe piața de alimente și prețurile, la un moment dat, intervine o reglare a lor. Deja o vedem. Vorbiți de burse. Cei care ne urmăresc se întreabă, bun, dar ce înseamnă asta și cum s-a ajuns tocmai aici? Adică, bun, nu este același grâu, nu este din producția de anul trecut, nu... Cum am ajuns la un preț atât de mare? Sau, mă rog, pe om nu-l interesează că a crescut prețul la grâu. Pe el îl interesează că atunci când se duce în magazin, pâinea pe care o cumpăra de 300 de grame cu un leu, acum costă 1,50 lei. Și... La nivel global nu prea avem date privind rezervele strategice ale țărilor, pentru că sunt informații clasificate și experții doar le deduc cumva indirect. Dar așa cum oamenii s-au dus și au umplut căruciorul cu baxuri de ulei și cu pâine, așa și China, de exemplu, și-a umplut hambarele în perspectiva crizei COVID și a post-crizei COVID și a unei conflagrații regionale și așa mai departe. Și sunt țări care au luat, chiar și în România s-a vehiculat necesitatea de a mări rezerva națională de cereale, de alimente. Să vă întrerup puțin, mergem la Palatul Cotroceni, sunt declarații președintele Poloniei, Andrei Duda, și președintele Klaus Iohannis, să-i ascultăm. Săbită plăcere să primesc din nou vizita președintelui Republicii Polone, domnul Andrzej Duda. Bine ai revenit la București, Andrzej. România și Polonia sunt state cu poziții geostrategice foarte relevante pe flancul estic al NATO. Împreună reprezentăm o forță care contează în regiune și în Alianța Nord-Atlantică.
Suntem inițiatorii unor formate regionale importante, precum București Nouă, format esențial pentru coordonarea transatlantică și pentru coagularea poziției aliate pe temele majore legate de securitatea euroatlantică. Am convenit cu președintele Duda ca România și Polonia să-și intensifice cooperarea deosebit de substanțială pe linia de securitate. I-am mulțumit președintelui Duda pentru contribuția Poloniei la structurile NATO de pe teritoriul României, inclusiv cu militari polonezi pe teren, prezenți încă din 2017, și l-am asigurat că România va continua contribuția sa la grupul de luptă NATO și la celelalte structuri aliate aflate pe teritoriul polonez. Avem nevoie urgent de o consolidare consistentă și echilibrată a flancului estic, de o prezență înaintată, unitară și întărită. Este necesară o prezență militară sporită, aliată în țara noastră și în regiunea Mării Negre, ca răspuns cu caracter strict defensiv la agresiunea Rusiei. Un exemplu clar și necesar în acest sens îl reprezintă crearea cât mai rapidă a unui grup de luptă NATO în România. Trebuie să luăm măsuri imediate, cu efecte pe termen lung, și voi susține acest lucru și la summitul NATO care va avea loc joi, acum joi, la Bruxelles. Dorim împreună cu Polonia reafirmarea clară a sarcinii prioritare fundamentale a NATO, apărarea colectivă. Vizita președintelui Biden în Europa și participarea sa la summitul aliat de peste două zile transmite o dată în plus un mesaj puternic al unității și solidarității aliate, dar și al susținerii Statelor Unite ale Americii pentru securitatea noastră. Împreună cu președintele Duda am abordat și prioritățile noastre comune în relația transatlantică, în special în actualul context. Pentru pregătirea summitului NATO, care va avea loc în luna iunie la Madrid, am decis astăzi, împreună cu președintele Duda, să organizăm la București un summit al formatului B9, pe care îl voi găzdui aici, la Cotroceni. Ne vom reuni astfel cu două săptămâni înainte de summitul aliat pentru a ne coordona pozițiile în ceea ce privește consolidarea substanțială a flancului estic. Am discutat astăzi și despre criza umanitară profundă generată de agresiunea Federației Ruse, care trebuie să înceteze imediat. România continuă să desfășoare acțiuni complexe în sprijinul refugiaților din Ucraina. În acest sens, am avut un schimb de opinii și de bune practici cu președintele Poloniei în ceea ce privește măsurile implementate de fiecare stat pentru gestionarea valului de refugiați. Am evidențiat și operaționalizarea centrului logistic de la Suceava, care asigură preluarea asistenței pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. De asemenea, am discutat despre rolul și responsabilitățile pe care România și Polonia le au în regiune. În acest context, am reconfirmat susținerea fermă și deplină a României pentru Republica Moldova, precum și pentru suveranitatea și integritatea sa teritorială. Impactul conflictului din Ucraina asupra Republicii Moldova este unul major, iar Republica Moldova are nevoie de sprijin solid și coordonat, financiar și logistic, din partea Uniunii Europene și a statelor membre,
care să acopere inclusiv securitatea sa energetică. Totodată, România și Polonia sprijină ferm integrarea Republicii Moldova, a Ucrainei și a Georgiei în Uniunea Europeană și vom continua să acționăm pentru ca acest obiectiv să devină realitate. În plan bilateral, ne propunem ca legăturile noastre strânse pe linie de securitate să fie dublate de o cooperare economică robustă și fructuoasă. Sunt convins că vom reuși să creștem volumul schimburilor comerciale și al investițiilor reciproce, inclusiv în domenii de cooperare strategică. Am discutat și despre proiectele strategice de interconectare regională de interes atât pentru România cât și pentru Polonia. Mă refer aici la proiectele Rail to Sea și Via Carpatia, deosebit de importante din punct de vedere economic și pentru mobilitatea militară pe flancul estic. România și Polonia vor continua să coopereze îndeaproape pentru identificarea de modalități concrete pentru realizarea acestor proiecte. În final, doresc să reafirm convingerea că România și Polonia, unite de un parteneriat și o prietenie trainice, vor continua acțiunea lor hotărâtă pentru a face ca libertatea, dreptul popoarelor de a-și decide singure soarta, pacea și securitatea să rămână reperele prezentului nostru. Îi adresez mulțumiri președintelui Andrzej Duda pentru cooperarea excelentă și pentru discuțiile deschise și consistente pe care le-am avut și cu această ocazie. Domnule președinte, aveți cuvântul. Andrzej, you have the floor. Excelențio, panie președinte, dragi Klaus, excelența voastră, domnule președinte, draga Klaus, stimați domnule, stimate doamne, aș dori să mulțumesc domnului președinte pentru posibilitatea de a întâlni, pentru invitarea încă o dată la București, de data aceasta, în timpul care este atât de dificil, dar și atât de important, nu numai din cauza faptului că suntem în fața războiului din Ucraina, Ucraina care este vecina noastră, războiul este peste hotarele noastre, nu numai din cauza faptului că ambele țări, ambele națiunile noastre astăzi găzduiesc pe teritoriul lor sau sute de mii sau milioane în cazul Poloniei de refugiați din Ucraina care au nevoie de ajutor și primesc acest ajutor din partea noastră, dar și din cauza faptului că obligația noastră este cea de a zidi securitatea, stabilitatea, dezvoltarea pentru națiunile noastre, pentru cetățenii noștri. Le datorim acest lucru fiind aleși de aceștia ca președinți ai țărilor noastre. Mă bucur foarte mult, sunt recunoscător domnului președinte pentru această întâlnire de la București. Am credința că aceste întâlniri de la București sunt norocoase pentru noi în partea noastră a Europei. Ne-am întâlnit la București în anul 2016 înainte de summitul NATO din Varșovia și rezultatul întâlnirilor noastre a fost înființarea pe 9. Adică forumul din țările noastre și am obținut prezența avansată, dar înainte de toate prezența, finalmente, după atâția ani, prezența care nu era înainte, pentru că eram NATO, dar NATO nu era la noi, nu era această garanție fizică a securității pe teritoriile noastre. Astăzi aceasta există. Am înființat-o în anul 2016 în calitate de Enhanced Forward Presence în Polonia, dar și ca și Tailored Forward Presence în țările baltice și în România sunt militari din Polonia la Craiova. Dar astăzi am vorbit cu domnul președinte că avem în vedere ceea ce s-a întâmplat în Ucraina fără precedent. O agresiune a Federației Ruse împotriva acestei țări suverene, având în vedere ocuparea care a
avansează, având în vedere criza care este legată de această criză de securitate pentru noi, dar și pentru întreaga Europa. Se poate spune că și pentru întreaga lume avem nevoie de o concepție nouă a NATO și de aceea această întâlnire a noastră înainte de summitul de peste două zile la Bruxelles este atât de importantă. Am vorbit astăzi cu domnul președinte că, în primul rând, noua concepție strategică a NATO, care acum este în curs de elaborare, trebuie să ia în considerare aceste schimbări care, în mod firesc, au fost generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și acest lucru trebuie luat în considerare în viitor. Cred că prezența NATO în țările noastre trebuie să-și schimbe profilul, trebuie să nu mai fie enhanced forward presence, ci și nu tailored forward presence, trebuie să devină defense forward presence, adică prezența permanentă de defensivă a Alianței Nord-Atlantice. Defensivă, adică consolidată din punct de vedere al numărului de militari, din punctul de vedere al echipamentului, al dotării acestor militari, din punctul de vedere al infrastructurii NATO. Acestea sunt cerințele prezentului și aceste cerințe sunt impuse de acțiunile care au fost întreprinse de Rusia. Nu sunt decizii ale NATO, sunt deciziile care au fost luate de Rusia. Deciziile NATO vor fi rezultatul a ceea ce a făcut Rusia. Efectul și răspunsul la acțiunea agresivă a Rusiei. Acest comportament arată în mod unechivoc întregii alianțe, trebuie spus cu voce tare, că alianța cu Rusia nu mai există, nu mai este obligatorie și NATO nu trebuie să mai menționeze actul din anul 1997 sau orice angajament, orice obligații față de Rusia. Astăzi este angajamentul NATO să apare lumea împotriva Rusiei, care este un agresor, care aruncă bombe asupra terenurilor rezidențiale. Este războiul care poate fi numit un război total, care amintește de cel de-al doilea război mondial și așa trebuie socotit. Noi, ca și reprezentanții ai lumii libere, ca și reprezentanții ai țărilor democratice care doresc să trăiască respectând drepturile altor popoare, nu putem să fim de acord și trebuie să facem tot posibilul ca acest război să înceteze, ca rușii să-și înceteze agresiunea, să nu mai bombardeze Ucraina, dar și să nu aibă loc astfel de situații pe teritoriile țărilor noastre. Și NATO trebuie să-și ia o poziție corespunzătoare. Cred că o promisiune prealabilă inițială va fi făcută la summitul de la Bruxelles al Pactului Nord-Atlantic, pentru că nu trebuie să uităm că în luna iunie va fi summitul NATO de la Madrid, care a fost planificat în prealabil. Acest summit care se apropie va fi excepțional și perioada între aceste două summite va fi o perioadă de pregătire. De aceea, împreună cu domnul președinte, tot așa cum domnul președinte a spus, am hotărât cu două săptămâni înainte de summitul NATO, vom convoca întâlnirea B9 la București. Domnul președinte va fi gazda, eu voi fi gazda împreună cu domnul președinte, tot așa cum a avut loc înainte, tot așa cum este de obicei, pentru a discuta care sunt așteptările noastre, care sunt nevoile noastre și care este situația noastră actualmente înainte de summitul NATO. Vom face demersuri diplomatice pentru ca toți cei care creează această alianță mondială uriașă să înțeleagă cât de serioasă este situația și cât de crudă este Rusia, care este o amenințare imensă pentru întreaga lume, mai ales că este un imperiu care are la dispoziție arma nucleară și dorește să-și extindă teritoriul. Noi nu suntem de acord cu acest lucru, nu dorim să revenim la zona de influență rusească, am fost odinioară și nu vrem să se repete. De aceea vom vorbi cu aliații noștri, ce acțiuni trebuie întreprinse față de Rusia, ce regimuri de sancțiuni putem impune
spune ca să fie dureros pentru Rusia. Ce alte acțiuni trebuie să întreprindem la nivel diplomatic, dar și la nivelul sprijinirii Ucrainei în mod material pentru a atinge scopul sub forma terminării războiului, pentru ca Ucraina să poată să existe în continuare ca o țară suverenă care se va bucura de pace. Este un fapt de care are nevoie poporul Ucrainei. Dacă NATO, dacă Belarus se va alătura războiului, dacă va ataca Ucraina, cred că se va impune luare decizii despre impunerea sancțiunilor asupra Belarus ei și cred că și NATO și Uniunea Europeană și toate țările cinstite trebuie să se exprime clar. Cine se alătură Rusiei trebuie să fie sancționat la fel ca și agresorul. Vom sublinia împreună cu domnul președinte perspectiva europeană, atât a Ucrainei, dar și a Republicii Moldova și a Georgiei, țărilor care au nevoie de această perspectivă europeană, dar și celor care trebuie să fie în Uniunea Europeană și în viitorul apropiat, în săptămânile care vor veni, va trebui să obțină statut de țara candidată la Uniunea Europeană. Acest ajutor va fi foarte necesar, mai ales Ucrainei și, de asemenea, ajutorul de reconstruire a țării după război. În ceea ce privește situația curentă, tot așa cum am spus la început, ambele țări ale noastre primesc refugiați din Ucraina, găsim pentru ei locuri de cazare, oferim și alte sprijin. Mulțumesc concetățenilor mei care ajută pe cetățeni ucraineni. Ei nu sunt refugiați, sunt oaspeții noștri. Noi îi primim în casele noastre, în orașe, în sate, oriunde au ajuns, pot să-și găsească un loc liniștit. Oamenii au venit cu toată inima și le dau daruri și bani, dar avem nevoie de ajutor internațional. Cred adânc că acest ajutor va veni în țările noastre. Ajutor din Uniunea Europeană, în primul rând, este un lucru firesc. Când Turcia a fost atinsă de criza cu refugiații din Siria, când au venit milioane de cetățeni din Siria, din Irak, în Turcia, care și-au căutat adăpost acolo, Uniunea Europeană a alocat miliarde de euro ca sprijin pentru Turcia. Este firesc pentru mine că același sprijin trebuie acordat și țărilor membre care astăzi se descurcă și se confruntă cu criza cu refugiații, având în vedere războiul din Ucraina în legătură cu agresiunea rusească. Cred că și Comisia Europeană și Consiliul European vor lua decizii necesare în acest sens în viitorul apropiat și că acest ajutor va putea ajunge la noi cât mai repede. În ceea ce privește summitul NATO care se apropie, după părerea mea, acest summit trebuie să ia în considerare situația atât a Ucrainei cât și a Georgiei. Trebuie să aibă loc întâlnire ale Comisiei NATO-Ucraina-Georgia pentru a arăta că ținem minte și securitatea acestor țări este un lucru fundamental. Aceste țări sunt țări democratice care au dreptul să decide în mod neîntrerupt în niciun fel. Mulțumesc, domnule președinte, pentru întâlnirea de astăzi. Doresc să subliniez că suntem șocați de ceea ce se întâmplă în Ucraina, că oamenii mor, că în Mariupol cadavrele celor omorâți sunt pe străzi, că sunt distruse raioane întregi, zone rezidențiale. Sper că lumea va reacționa în mod corespunzător, pentru că acest război, orice preț, trebuie oprit în mod foarte decisiv, astfel încât niciodată să nu se întâmple așa ceva. Ambele țări, ambele popoare ale noastre sunt experimentate din acest punct de vedere. Știm ce înseamnă ocupația, știm ce înseamnă când nu avem suverenitate, când suntem în zona țărilor străine și
ne vom apăra cu orice preț împotriva acestui lucru. Mulțumesc, domnule președinte, încă o dată pentru întâlnirea de astăzi, pentru prietenie, pentru încrederea între noi, realizând tot ce este mai bun pentru Europa, pentru partea noastră a Europei, pentru popoarele noastre și pentru națiunile noastre, dar cred adânc și pentru întreaga lume. Mulțumesc mult! Direct, domnilor și domnilor, de la Palatul Cotroceni am urmărit declarațiile celor doi președinți, Andrei Duda, președintele Poloniei, și președintele Klaus Iohannis. Avem nevoie urgentă de o consolidare a flancului estic. S-a discutat despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ne întoarcem la discuția de aici din platou, pentru că timpul ne presează și pentru că trebuia să echilibreze cineva această balanță. Ni s-a alăturat doamna Petronela Comănescu, biolog principal Grădina Botanică din București. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Trebuia să discutăm mai mult despre ghiocei astăzi, dar vreau scurte concluzii de la dumneavoastră. Ce se va întâmpla în perioada următoare? E nevoie să oprim și noi exporturile de cereale? Am văzut că Ungaria, cred că a făcut asta. Și Bulgaria, dar nu sunt țări mari exportatoare. Ele nu au un fond de comerț din acest export de cereale și plante tehnice și atunci e ușor să interziști ceea ce nu faci. Exporti. Pentru România, cred că ar fi un dezastru să oprim aceste exporturi, pentru că toți agricultorii noștri, așa cum v-am spus, sunt orientați să producă pentru export. Asta i-ar sărăci. No, este practic o sinucidere a agriculturii noastre. Deci sub nicio formă. Sub nicio formă nu putem să expunem. Ne pierdem credibilitatea, primul pe piețele internaționale, dacă facem așa ceva. Dacă facem așa ceva. Doamna Comănescu, am tot discutat aici despre ce se va întâmpla în primăvara aceasta, ce facem cu recoltele, ce facem cu bulbii din magazine. Am văzut că au apărut florile. Și s-a cam dus sezonul ghiocelului, dar încă mai există. Mai sunt, da? Deci îi vedem. Am văzut că ghiocei vestitorii primăverii sunt pe cale de dispariție. Nu putem spune că sunt pe cale de dispariție, dar ei sunt protejați. Foarte puțin români, oameni știu da, da, că sunt protejați. Că sunt protejați și în special la nivel internațional sunt protejați. De ce? Din cauza comerțului cu astfel de plante provenite din sălbăticie. La noi există, pe lângă legislația internațională și mai ales convenția CITES, care ne interzice să comercializăm plante provenite din sălbăticie, culese din sălbăticie, există și la noi legislația noastră care apără acest ghiocel și încă două specii, pentru că noi avem, suntem bogați în specii de ghiocei, chiar avem trei specii. Care sunt acestea? Este ghiocelul comun, care se află în pădurile din majoritatea țării, teritoriului, și două specii, Galanthus elvesi și Galanthus plicatus, sau ghiocelul cu frunze împăturite, pliate, care se găsesc în special în Dobrogea. Cu toate acestea, doamna Comănescu, am văzut că unele persoane merg și smulg acești ghiocei cu tot cu bulb. Da. Din păcate. De aici ar exista această aici. Problemă? Da. De aici a pornit protejarea lui, pentru că culesul acesta intensiv a dus la micșorarea populațiilor în întreaga Europa. Și chiar dacă la noi nu se percepe că ar fi pe că populațiile se reduc, el încet încet va ajunge pe cale de dispariție. Cred că noi cu toții suntem datori să ne gândim de două ori atunci când vrem să cumpărăm de la acești cei care comercializează pe marginea drumului ghiocei. Cred că foarte mulți nu ne întrebăm de unde provin ei. Cred că foarte mulți nu știu că există păduri devastate. Da. Primăvara sunt efectiv călcate în picioare. Și ați văzut, din păcate, chiar și bulbii sunt comercializați. Cum se va mulți acest ghiocel? Cum ar trebui ca autoritățile să fie, poate, nu știu, mai atente atunci când îi văd pe acești comercianți care vând ghiocei în această perioadă? Exact. Și eu cred că mai este ceva. Cred că ar trebui să ne educăm copiii. Pentru că noi, prin programele de la Grădina Botanică, aceste programe educative, încercăm să educăm copiii care vor educa pe urmă adulții.
și așa poate pe viitor va fi mai bine. Domnilor, dumneavoastră știați că ghioceii sunt protejați de lege? E prima oară când aflu. Acum sunt foarte bucuros că am și eu câțiva ghiocei în curte și bun, deci conștientizez că valoarea. Sunt protejați. Da. Știați că sunt protejați de lege? Cea mai mică idee. Bun. Și mai mult, vă rog, cei care comercializează ar trebui să aibă un aviz de mediu care să arate că ei provin din cultură și nu din pădure. Ceea ce nu se întâmplă în România noastră. Înainte să-mi iau la revedere, vreau să vă spun că un incendiu violent s-a produs la un centru comercial din sectorul 5 al capitalei. Sunt mai multe echipe de pompieri acolo trimise în zonă, sunt degajări mari de fum, iar autoritățile, să știți, că au emis un mesaj ro alert prin care oamenii sunt îndemnați să ocolească zona. Doamna Comonescu, vă mulțumesc că ați venit la noi în platou. Domnule Constantin, domnule Rezeanu, vă mulțumesc și dumneavoastră și sper să discutăm despre lucruri mai bune, să sperăm că în Ucraina lucrurile se vor calma în perioada următoare, astfel încât să nu mai discutăm despre prețuri mari și despre cum influențează acest război tot ceea ce se întâmplă în regiunea noastră. Vă mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, Inspira România a ajuns la final, dar nu uitați că pregătim subiecte noi pentru săptămâna viitoare. Ne revedem tot marți de la 17 aici pe TVR1. Dacă vreți să ne scrieți, o puteți face pe adresa de e-mail inspiraromania@tvr.ro. Eu sunt Ionuț Gheorghe și dacă aveți vreun mesaj pentru mine, mă găsiți pe Facebook și Instagram. Pe curând!